Fondurile europene pentru instalarea tinerilor fermieri sunt până la 70.000 de euro pentru exploatațiile mari cu producție integrată sau bio și până la 60.000 de euro pentru fermele mici integrate sau bio. Suma totală alocată pentru 2021 și 2022 pentru instalarea tinerilor fermieri este de 100.000 de euro potrivit ministrului agriculturii Adrian Oroș. S-au introdus noi criterii în ceea ce privește acest proiect. Tânărul fermier trebuie să aibă până în 41 de ani și să fie instalat ca șef de exploatație în ultima perioadă. Ar fi o investiție bună că tineretul tot nu are niciunde lucra și cel puțin să deschidă ceva. Mai creează locuri de muncă. Asta e. Credeți că agricultura este importantă? E importantă. Decât să importăm, mai bine să exportăm. Au fost introduse valori crescute pentru acest proiect. 70.000 de euro pentru exploatații mari care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare, procesare sau agricultură ecologică. Acest proiect... Dar de guvernul ăsta nu poate să-i ajute nimeni, nu se poate duce la țară cu guvernul ăsta. Mehedințenii au încredere în tinerii lor. Aceștia cred că investiția va avea succes, iar fermierii se vor bucura de noul program. Oamenii speră că guvernul va da aceiași bani promiși.